Bună seara tuturor! Good evening! So really been a blessing. I really enjoyed being able to be with all of you this week. A fost o mare plăcere, m-am bucurat foarte mult să fiu cu dumneavoastră săptămâna aceasta. So it's always good to be able to meet fellow brothers and sisters in the Lord. Întotdeauna este frumos să întâlnești frați și surori în Domnul. I look forward to one day being in heaven. Și mă uit spre viitor și sper ca într-o zi să fim în cer toți. Seeing all of our brothers and sisters from every nation, kindred, tongue and people. Se văd pe toți frații și pe toate surorile mele din orice națiune, din orice popor, din orice limbă. And when I get to heaven. Și când o să ajung în cer. I won't need a translator to talk to you anymore. N-o să mai fie nevoie de traducător pentru a vă vorbi. We'll get to be able to all speak the same heavenly language. Și că noi vom vorbi toți limba cerului. Amen. Amin. I'm really looking forward to that. Abia aștept să întâmple asta. This evening. În această dupămasă. We're going to be looking at some things. Ne vom uita la niște lucruri. I guess we still have two talks tonight. Cred că încă mai avem două discuții în seara aceasta. We're starting a little bit later on. Începem acum puțin mai târziu. So, I'm not sure if we should do two shorter talks or just one long talk. Și two shorter. Și nu știu. Și nu știu dacă o să trească să facem două discuții mai scurte sau una lungă într-una. It's okay if you just want to do one. I can handle it, I think. As you feel, I don't know. Or one short one and one long one? Una lungă și una scurtă? We're going to begin with a word of prayer. O să începem cu o rugăciune. Dear Heavenly Father, Tatăl nostru drag din ceruri, it has been a blessing for me to be here this week. A fost o binecuvântare pentru mine să mă aflu aici în această săptămână. I've really enjoyed the fellowship with my brothers and sisters in Christ. Și mi-a plăcut într-adevăr părtășia pe care am avut-o cu frații mei în Hristos. Thank you for doing wonderful things in our lives this week. Îți mulțumim pentru că ai făcut lucruri minunate în viețile noastre în această săptămână. And we thank you for the good pure word of God. Și îți mulțumim pentru cuvântul cel bun și pur al lui Dumnezeu. Now we've come to the final two meetings. Am ajuns acum în pragul celor două ultime prezentări. Father in heaven, I first of all, before we get started. În primul rând, Tată, înainte să începem. First of all, desire to consent that you would enter me yourself. Oh, sorry, no, I understand. Pray that you would empty us of self, Lord. Te rog să ne golești de sine. And I pray, Father in heaven, that our minds will be clear. Și te rog ca mințile noastre să fie limpezi. And I pray that you would bless the translation as well. Și te rog să binecuvintești și traducerea de asemenea. And I pray that in these next two talks. Și te rog ca în aceste două prezentări care urmează. You would please take full control of them. Să iei tu controlul asupra lor. That you would help us to understand the information you would want us to share. Și să ne ajut să înțelegem informațiile pe care vrei să le împărtășim. And I pray that you guide us by your good spirit. Și te rog să ne călăuzești tu prin Duhul tău cel sfânt. May your holy angels fill this place. Fă tu ca îngeri sfinți să umple această încăpere. And please just guide us in our study now. Și te rog călăuzește-ne studiul nostru acum. As we look at the final generations. Ne uităm la ultimele generații. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amen. Amin. Sorry, I didn't get that phrase. Huh? I didn't get that phrase. I don't know. You said something then. It's okay. So we speak from here? I think so. Because I'm gonna go back and forth using something. Okay. I was wanting to discuss the 25-20 with you tonight. 25-20. Voiam să vorbesc cu voi în această seară despre 2520. But I don't think I'm going to have time to cover this topic. Dar nu cred că vom avea timp să acoperim acest subiect. So, that's always one of the challenges of speaking somewhere. Asta este una dintre
provocările, da, pe care le întâlnim de fiecare dată când vorbim într-un loc. It's always a challenge to decide what to talk about, what not to talk about. Întotdeauna este o provocare să decidem despre ce să vorbim, despre ce să nu vorbim. I might have to save that topic of the 25-20 for another time. Așa că s-ar putea trebuiască să las acest subiect pentru altă dată. How many people here understand that? I've ever heard of that prophecy. I guess I should maybe just ask a question. How many have ever heard of that prophecy? Câți dintre voi ați auzit despre această profeție, 2520? Okay. All right, so only a few hands. Numai câteva mâini. So I'm assuming so it's new to many. Așa că bănuiesc că este nou pentru mulți. All right, well. Okay, we're going to see how this goes. Bine, o să vedem cum merge. I want to be able to discuss the last generation of Adventism. Vreau să putem discuta acum ultima generație din adventism. I might go ahead and just wait to do that in our last talk then. Și atunci poate o să fac acest lucru în ultima discuție. What I'd like to do at least before even trying to do anything about the 2520, if I can. Dar înainte de a vorbi de 2520, vreau măcar, dacă pot, să fac ceva. I at least want to be able just to finish up just the four generations. Adică vreau măcar să termin această discuție despre cele patru generații. I think you have the handout in Romanian, right? The four generations. Cred că aveți handout-urile în română despre cele patru generații, nu? Materialul. Se folosește și handout. Okay. Materialul. So if anybody would like that handout, you can get it later on. Dacă vrea cineva acest material, poate să-l ia mai târziu. So I guess I should maybe I can ask you guys. Poate pot să vă întreb. We have two talks left. Mai avem două discuții. Okay. Da. The last talk I need to talk about the sign Luke 21, okay? Ultima discuție trebuie să vorbesc despre semnele din Luca 21. We have to find out what the sign is to know we're in the final generation. Și trebuie să vedem ce este acest semn pentru ultima generație. So I have to at least talk about that. Okay? Așa că măcar despre asta vreau să vorbesc. But we have one talk right now. Dar avem o discuție acum, o prezentare. So do you want to finish up the four generations? Așa că vrei să terminăm cu cele patru generații? Or do you want to do the 2520? Sau vrei să facem 2520? Both. How many want to finish the four generations? Câți dintre voi vor să terminăm cu cele patru generații? Okay, how many want to do the 2520? Câți dintre voi vreți 2520? Dar nu puteți vota de două ori. It's about half. Half. But some people voted twice, you know, for both of them. How many of you want to do the four generations and the 2520? Deci câți vreți ambele? Câți vreți amândouă, da? All right. I'll tell you what. Let's go ahead and finish up the four generations in a short way, right? Facem un felul următor, terminăm cele patru generații scurt. Okay. Rather than talking another 2 hours about all this history. Adică decât să vorbim încă 2 ore despre această istorie. Okay. You can just get the handout. You can read the history and the quotes for yourself. Later, luați okay? materialul și citiți singur citatele mai târziu. Is that fair? Vi se pare corect? So, e bine? Well, let's at least just finish up the thoughts though on the four generations. Așa că stăm măcar gândurile pe care le-am cu privire la cele patru generații. Is that fair? E bine? So we'll just finish the thoughts up on it. Să terminăm gândurile. And then we'll get into the 25. Ideile pe care le mai avem. Then we'll get into the 2520. Și apoi să mergem la 2520. All right. And then we'll talk about the final generation in our last talk. Iar apoi în ultima prezentare vom vorbi despre ultima generație. All right. Let's go ahead and we'll look at our handout real quick. Ne vom uita la handout-urile noastre foarte la materialele noastre foarte repede. All right, so very quickly, go Do ahead. Do I have it in Romanian yeah, here? I'll give it to you in just a minute. It's going to be on the computer. You'll be able to read it right there. Let's go ahead and turn back to the book of Joel. Să mergem la cartea lui Ioel, înapoi. All right, let's just try to finish this talk up. Să încercăm să terminăm această discuție. Let's go ahead and finish this up here. Să încheiem aici. Okay, now if you're here this morning, we went into the first talk this morning, we went into detail about Joel chapter 1. De dimineață am intrat în detalii la Ioel capitolul 1. And we learned that there's four generations in Joel. Și am văzut că este vorba de patru generații în Ioel. All right, Joel chapter 1. Ioel capitolul 1. And you remember that there's this
there's this issue that takes place in the fourth generation. Și vă amintiți că este o chestiune care are loc aici în a patra generație. All right, so let's read this one more time. We're just going to do a recap and just kind of finish this talk off. O să facem așa un fel de recapitulare și o să încheiem acest topic. Joel chapter 1 verses 1 through 4. Joel 1 de la 1 la 4. And once again, I just want to pray, Heavenly Father. Vreau să ne rugăm încă o dată, Tată Ceresc. Please bless the study now, is our prayer. Te rog, binecuvintează studiul nostru acum, este rugăciunea mea. In Jesus' name we pray. În numele lui Isus te rugăm. Amen. Amin. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. That which the palmerwort had left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Right? First four verses. În primele patru versete. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel. Ascultați lucrul acesta, bătrân, și luați seama toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiilor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma. Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh. Ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Elec. Ce a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. All right, so we recognize how many generations are right here? Ne dăm seama câte generații sunt aici. Okay, this is four generations. Patru generații. There's the fathers. Sunt părinții. And there's the children. Poi copiii. And the children tell their children. Și copiii copiilor, nepoții. The children tell their children. Și copiii copiii copiilor. All right, so there's four generations in Joel chapter 1. Deci sunt patru generații care apar în Ioel capitolul 1. We recognize that the prophets were speaking more for our day than even for their day. Și știm că profeții vorbeau mai mult pentru zilele noastre decât pentru zilele lor. So when you read about Israel in the Bible. Așa că atunci când citiți despre Israel în Biblie. You're reading about our history. Citiți despre istoria noastră. Let me just show you that principle. Să vă arăt acest principiu. In 1 Corinthians chapter 10. În 1 Corinteni 10. Verse 11. Cu 11. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. 1 Corinteni 10 cu versetul 11. Okay. And this is the this is where Paul is dealing with the history of Israel. Aici Pavel abordează subiectul istoriei Israelului. Let's actually pick it up in verse 1. Să începem cu versetul 1. All right. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea, were all baptized into Moses in the cloud and in the sea, and that all eat the same spiritual meat, that all drink the same spiritual drink, but they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with many of them, verse 5, was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. All right, so first five verses. Primele 5 versete. 1 Corinteni 10 de la 1 la 5. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. All right, now who were these people? Who were these people that were in the wilderness with Moses? Cine erau acești oameni care erau cu Moise în pustie? Israel. Israel. But notice what the Bible calls them, okay? Da, uitați cum numește Biblia. Let's go to the book of Acts. Să mergem la fapte. Let's notice Acts chapter 6, what they're called. Fapte 6, aici vedem cum sunt numiți ei. All right, now this is, excuse me, Acts chapter 7, I apologize. Fapte 7, îmi cer scuze. All right, now this is the sermon of Stephen. Este aici predica lui Ștefan. Just before he's stoned. Cuvântarea lui Ștefan. Înainte de a fi omorât cu pietre. And this is where he is going, he is recounting the history of Israel. Și aici el redetaliază istoria poporului Israel. Now notice what they're called when they're in the wilderness. Și uitați cum îi numește când erau în pustie. Acts 7. Fapte 7. Verses 37 and 38. Cu 37 și 38. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto him, me, him shall you hear. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai with our fathers who received alive the oracles to give unto us. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. El este acela care, în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. All right, so what were they called when they were in the wilderness? În regulă, deci cum erau ei numiți când erau în pustie?
Maybe it's not in Romania because. Is it in verse 38? Does it say church in the wilderness in verse 38? Church in the wilderness. Yes. Aici, deci în engleză spune ceva o biserică în pustie, dar în română nu apare, este adunarea israeliților în pustie. Yeah, it's a gathering of the Israelites in the wilderness. That's in Romania. A gathering of Israelites in the wilderness. So it doesn't say church. Ne nu spune biserică. Da, dar nu pare neapărat ca adunare. Pare. I'm just curious about this Bible once again. In Hungarian, it's like church. In Hungarian, is church? În ungurește e biserică. All right. Now, okay. This is Acts. Yeah. Acts. Now we don't have to make a big long sermon out of this point. Nu facem o mare predică pe această temă. No, but I'm just curious. Dar eram curios să văd cum. Is there church in here? Verse 38. Uh-huh. It says in that one. Yeah. Can you read in that one? Deci aici zice în 38. Acesta este cel care a fost în biserica din pustie cu îngerul care i-a vorbit în muntele Sinai și cu tații noștri, care a primit oracolele vii să ne le dea nouă. All right. Anyway, so the people of Israel were called the church in the wilderness. Deci, oricum, poporul Israel era numit biserica din pustie. Go back to 1 Corinthians 10, because I don't want to belabor this point, really. Nu vreau să ne învârtim prea mult în jurul acestui punct, ne întoarcem la 1 Corinteni 10. 1 Corinteni 10. All right, so Paul is dealing with the history of the church in the wilderness. Așa că Pavel abordează aici subiectul bisericii din pustie. And notice what he says in verse 11. Și observați ce spune în versetul 11. He points to this principle. Arată aceste principii. That the church in the wilderness during the days of Israel. Și că biserica din pustie din vremea lui Israel. Represented the end time church in the last days. Reprezenta biserica din timpul sfârșitului. 1 Corinthians 10:11. Întâia Corinteni 10 cu 11. Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Now what is that in Romanian, verse 11? Deci ce este în română în versetul 11? What is that word? What word do you have right there for examples? Ce cuvinte aveți acolo pentru exemplu? It's like is it it's example? Example. It's yeah, but it's an older one. But it's like example. Okay. Da, e bine, e bine. Listen, do you have another variant reason? Teaching. Okay. In the margin of the King James, another Greek a word a variant reading for the Greek. In the margin of the margin. Trimiteri. It actually uses the word type. A type. Deci se folosește în King James și cuvântul tip. Okay. Fel. Tipar. Okay. Tipar. So model. So this word for example. Acest cuvânt pentru exemplu. Can be used for either example or a type. Deci poate fi folosit și pentru exemplu și pentru model. Mai degrabă model. Okay. Now what is a type? What is a type in prophecy? Ce este un model în profeție? The shadow of something, right? Umbra unui lucru. It's looking, it's pointing forward to something else. Arată înspre viitor, spre altceva. Right? Da. Okay, this is for example. De exemplu. The earthly sanctuary. Sanctuarul pământesc. Was a type. Ah, prototip. Of what? Am înțeles. Prototip. Deci, sanctuarul pământesc era un prototip pentru ce? The heavenly sanctuary. Pentru sanctuarul ceresc. Right? Aaron, the high priest. Aaron, marele preot. Was a type of. Era un prototip. Christ the high priest. Pentru Hristos ca mare preot. And right here we have in the Bible. Și chiar aici avem în Biblie. That the church in the wilderness or ancient Israel. Că biserica din pustie sau Israelul din vechime. Is also an example or a type. Este de asemenea un exemplu sau un prototip. Of who? Pentru cine? Spiritual Israel when? Pentru Israelul spiritual când? Verse 11, when? Versetul 11. These things are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. So these things are written for the people. Deci aceste lucruri sunt scrise pentru oamenii that live in the end of the world. Care trăiesc la sfârșitul lumii. Okay? Da? All right. So we look at the whole point why I was trying to share this. Întreaga idee pentru care încercam să împărtășesc toate aceste lucruri when you read the Bible, este că atunci când citești Biblia and you look at the prophecies concerning Israel, și te uiți la profețiile care au de-a face cu Israelul,
And we recognize what the spirit of prophecy teaches. Și îți dai seama ce învață spiritul profetic? That all the prophets spoke more for our day and time than for their day and time. Că toți prorocii au vorbit mai mult pentru zilele noastre decât pentru timpul lor de atunci. Okay, so all these things are written for who? Deci toate aceste lucruri pentru cine au fost scrise? For us. Pentru noi. Okay? So I'm just trying to share with you. Doar încerc să vă împărtășesc. That when you read the Bible, că atunci când citiți Biblia, this is not just old history. Nu este doar o istorie veche. It's just talking to us. Ne vorbește nouă. They're all types for us in our day. Toate sunt prototipuri pentru noi în zilele de acum. Why? De ce? Do things ever change? Se schimbă vreodată ceva? Se schimbă lucrurile? We read this earlier in the week. Am citit mai de mult săptămâna aceasta. That history repeats itself, right? Că istoria se repetă, da? And Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Și Ecclesiastul capitolul 9 cu 1. What did that say? Remember that? Ce spune? Vă amintiți? There's nothing new under the sun. Nu este nimic nou sub soare. All right, so let's go back. Let's try to wrap up this talk about the four generations. O să încheiem acum și o să vorbim despre cele patru generații. So we look at Joel chapter 1. Ne uităm din nou la Ioel, capitolul 1. We have four generations of Israel. Avem patru generații din Israel. All right, this is God's people here. Poporul lui Dumnezeu. And then in verse 4 something happens. Și apoi în versetul 4 se întâmplă ceva. It says that which the palm worm had left had the locust eaten. That which the locust had left had the cankerworm eaten, and that which the cankerworm had left had the caterpillar eaten. Ce a lăsat nemânca lăcusta gazam, a mâncat lăcusta arbeh. Ce a lăsat lăcusta arbeh, a mâncat lăcusta elec. Ce a lăsat lăcusta elec, a mâncat lăcusta hasil. Numele lăcustelor sunt diferite în engleză, dar nu cred că face vreo diferență. All right. So what happens? What animal do we see coming in verse 4? Ce animal vedem că vine în versetul 4? The locust, right? Lăcusta. Now, remember in our studies several days ago? Amintiți-vă din studiile noastre de acum câteva zile. What does a locust symbolize? Ce simbolizează lăcusta? Islam. Islamul. Okay. Revelation chapter 9. Apocalipsa capitolul 9. Okay. Now, when do we see this locust? Acum unde când vedem lăcusta? What generation sees this locust? Ce generație vede lăcusta? Fourth generation. Cea de-a patra generație. So the final generation of Adventism. Așa că generația finală din adventism. Sees the locust coming on the scene. Vede lăcusta venind. They see Islam. Vede Islamul. And what happens to this final generation? Verse 5 and 6. Și ce se întâmplă acestei generații finale? Versetele 5 și 6. What happens? Ce se întâmplă? Awake, ye drunkards, and weep, and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. For a nation has come up upon my land, strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion. Okay? Treziți-vă, bețivilor, și plângeți, vă uitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu și măsele de leoaică. All right, so you get this? Ați prins ideea? When is the first of all we see the fourth generation? Unde vedem prima dată această... Sorry. We see the fourth generation. Deci vedem a patra generație. When does the fourth generation begin in our day and time? Și când începe aceasta a patra generație în timpul nostru de acum? When is the time of the end? Când e timpul sfârșitului în vremea noastră? 1989 este timpul sfârșitului. This is Daniel chapter 11 verse 40. Daniel 11 cu 40. Are you all right? În regulă? We dealt with the whole talk about this all week long. Am vorbit întreaga săptămână despre acest topic, king of the north, the king of the south. Împăratul din nord, împăratul din sud. So the fourth generation sees the time of the end. Așa că a patra generație vede vremea sfârșitului. What's the next thing they see? Ce este următorul lucru care apare? The locust. Deci ce văd următorul lucru? Lăcusta. Ce este lăcusta? Islam. Islamul. 2001. Then what's the next thing that we see in verse 5 and 6? Iar apoi în versetele 5 și 6 vedem încă un lucru. They awake. Se trezesc. When do they awake? Când se trezesc? When they see the lion. Când văd leul. That's verse 6. Versetul 6. A nation like a lion comes. O națiune ca un leu vine. Who's the nation that's like a lion? Care este națiunea care e ca un leu? Babylon, right? Babilonul, da? Who is this? Who is spiritual Babylon? Care este Babilonul spiritual? Papacy. When does spiritual Babylon come into the land? Papalitatea. Când vine Babilonul spiritual în țară? This is Daniel 11. Țara minunată. This is Daniel 11:41. Daniel 11 cu 41. What does that say? Ce spune? The king of the north comes into the glory
glorious land. Că împăratul din nord a intrat în țara cea minunată. National Sunday law. Legea duminicală. That's Babylon, the lion, spiritual Babylon. Leul, spiritul Babilonului. That's the national Sunday law that honors the papacy. Legea duminicală care îi dă onoare papei. And what happens to the people at that time? Și ce se întâmplă cu oamenii în acele timpuri? They awake. Se trezesc. They awake from their wine. Se trezesc din vinul lor, din beția lor. Who are these people that are awake? Cine sunt acești oameni care se trezesc? It's right here in verse 7 and 8. Scrie în versetele 7 și 8. He had laid my vine waste and barked my fig tree. He had made it clean bare and cast it away. The branches thereof are made white. Lament like a virgin, girded with sackcloth for the husband of her youth. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți smochinul, a jupuit de coajă și a trântit jos. Mlădițele de viță au ajuns albe. Bocește-te ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul tinereței ei. Who awakes? Cine se trezește? The virgins awake. Fecioarele. What, when do the virgins awake in Adventism? Când se trezesc fecioarele în adventism? When the lion comes or the Sunday law. Când vine leul sau legea duminicală. And they awake. Se trezesc. At this crisis. În această criză. How many classes of people are there now? Câte categorii de oameni există? Wise and foolish, there's two classes. Înțelepți și nechipzuiți, două clase. Okay, so the preparation time is before the crisis. Așa că ziua pregătirii este, timpul de pregătire este înainte de criză. All right? În regulă. When the virgins awake. Când fecioarele se trezesc. That's now the time of the cry. Este deja timpul marii strigări. And what happens to the vineyard? In verse 7. What happens to the vineyard at that time? Și ce se întâmplă viței de vie în acel timp? Verse 7. Versetul 7. It's laid waste and what happens to the fig tree? Deci mi-a pustit via, deci via e pustită. Și ce s-a întâmplat cu smochinul? What happens to the fig tree at that time? Cu smochinul ce se întâmplă? It's cast away. Este înlăturat, zice aici, dar aici este că este făcut bucăți, cam așa și de. In our next talk. În următoarea prezentare. We're going to talk about the parable of the fig tree. O să vorbim despre parabola smochinului. And you see two fig trees. Și o să vedeți doi smochini. That Jesus talks about. Despre care vorbește Isus. One fig tree will give fruit. Un smochin va da rod. One tree does not give fruit. Un copac, unul dintre smochini, nu dă rod. Who does the fig tree represent? Pe cine reprezintă smochinul? Israel. Israel. Who's Israel? Israelul. Cine e Israelul? It's us. Okay, it's God's people. Suntem noi, poporul lui Dumnezeu, da? We'll discuss that in our next talk. These two fig trees. Vom discuta în următoarea prezentare acest lucru, cei doi smochini. Representing two classes of people in Adventism. Reprezintă două clase de oameni în adventism. Those that give fruit. Cei care dau rod are blessed. Sunt binecuvântați. Those that do not give forth fruit. Și cei care nu dau rod are cut down. Sunt tăiați. Okay? All right, now let's go ahead and finish this up for the four generations. Bine, acum să mergem și să încheiem această problemă cu ultima generație. All right, so who was the first generation? Cine este the first? First generation. Cine este prima generație? First generation? Deci cine e prima generație? Those that came out of the disappointment. Cei care vin din marea dezamăgire. This was the period of the open vision. Aceasta este perioada viziunilor publice. From Ellen White's first open vision in 1844. Prima viziune publică a Ellen White a fost în 1844. Ellen White's last vision in 1884. Și durează această perioadă până la ultima viziune în 1884. All right, you have the open vision. Viziunile publice. This is the time of our fathers. Acesta este timpul părinților noștri. Those that knew the Lord. Cei care cunoșteau pe Dumnezeu. Those that had actually gone through the Millerite experience. Cei care au trecut prin experiența millerită. All right, then what begins to happen around 1883-84? Apoi ce începe să se întâmple în jurul anilor 1883-1884? Remember there was a struggle going on. Amintiți-vă că era vorba de o luptă acolo. Remember? Vă amintiți? What was happening? Ce se întâmpla? The issue with inspiration? Problema cu inspirația? Remember the Bible manuscripts, spirit of prophecy, these things are being questioned. Vă amintiți manuscrisele Bibliei, spiritul profetic, începuseră oameni să se îndoiască de aceste două lucruri? And this now launches us into the second generation. Și acum urmează a doua generație. Matter of fact, even Adventists teach you can see this all in our denomination and so forth. Puteți vedea toate aceste lucruri în denominația noastră? For example, I mean, here's a book that's published by Review and Herald Publishing Association. De exemplu, aici este o carte publicată de Review and Herald, de editura Review and Herald. W.W. Prescott. Și este despre W.W. Prescott. But if you notice, it actually says that he was part of
Adventism's second generation. Și spune ce de fapt că el făcea parte din a doua generație de adventiști. Okay, so it's interesting. So you have a first generation, a second generation. Este interesant. Avem o primă generație și o a doua generație de adventiști. Now, notice what happens. What does God say about the generation that denies the spirit of prophecy? Acum vedeți ce se întâmplă. Ce spune Biblia despre generația care a respins spiritul profetic? I really just want to kind of get the, I want to kind of go through this quickly so I can move on. Vreau să trec prin asta repede ca să mergem mai departe. Just very quick, one scripture. Foarte repede, un singur verset. Mark chapter 8. Marcu 8. Verse 38. Cu 38. Mark 8:38. Marcu 8:38. I'll switch this around. Let me just switch you. Know what the Bible says? Să vedem ce spune Biblia. Mark 8:38. 8:38. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. So notice, those that are ashamed of God's word, așa că observați, cei care se rușinează de cuvântul lui Dumnezeu, okay, those that deny God's word, cei care resping cuvântul lui Dumnezeu, care îl neagă, are called what? Sunt numiți cum? Sinful generation. Aici e neam păcătos, generație păcătoasă. We're going to find out that the second generation of Adventism, vom afla că a doua generație de adventiști, that's the sinful generation, este generația păcătoasă. We're going to find out it was this generation, și vom vedea că această generație, that actually rejected the latter rain in 1888, este cea care a respins ploaia târzie din 1888. 1888 down to the 1930s. Până la 1930, până în anii 1930, we have the sinful generation. Avem aici generația păcătoasă. These were Prescott and Daniels and so forth. Aici erau Prescott și Daniel și etc. This is really, I really don't want to spend the rest of the night reading this. Și nu vreau să petrec toată noaptea citind asta. I'm going to go ahead and let you, you can all get this later on, read it. Așa că puteți să faceți rost mai târziu de materialul acesta și să-l citiți. I just want to be able to read one thing so you can understand what happened in Minneapolis. Vreau doar să citesc un singur lucru ca să vă dați seama ce s-a întâmplat la Minneapolis. Alright. This is actually what took place. How many of you are familiar with the history of 1888? Câți dintre voi sunteți familiarizați cu istoria din 1888 cu Minneapolis? You know, and I was speaking with a brother earlier today. Vorbeam cu un frate mai devreme astăzi. And you know, it's really a blessing that most, perhaps not all, but most of Romania is much more conservative than people in the United States. Și este o binecuvântare că mare parte a românilor, nu toți, dar cea mai mare parte, sunt conservatori, nu ca în Statele Unite. It seems like we in the United States, pare că noi în Statele Unite, we set the trends. We set the trends. The trends, you know what a trend is? Ah, noi setăm, da, noi facem moda. Da, noi setăm curentul, moda. That's not always a good thing. Nu este întotdeauna un lucru bun acesta. Right? Because United States, we set the trends in bad music. Pentru că noi stabilim moda în muzica proastă, muzica rea. We set the trends in bad entertainment. Și stabilim moda în distracția rea. It's all coming from our country. Și totul vine din țara noastră. And we also set the trends for bad theology. Și noi de asemenea setăm moda pentru o teologie rea. So be careful what comes from America. Așa că fiți atenți cu ceea ce vine din America. All right? So be careful what comes out of the glorious land. Fiți atenți cu ceea ce vine din țara cea minunată. The glorious land is not so glorious anymore. Țara cea minunată nu mai este atât de minunată. All right, I want to notice something very quickly. This is coming from the General Conference Daily Bulletin. Vreau să observăm ceva foarte repede. Acestea vin din General Conference Daily Bulletin. Deci din buletinul zilnic de la Conferința Generală. This is April 13th, 1891. 13 aprilie 1891. All right. You're going to go ahead and read it from here. Do I need to make that a little bigger? Trebuie să fac mai mare? They said it's okay. Huh? They said it's okay. It's okay. Do you want to read it a little bigger? Poate puțin mai mare? All right, well, I'll do it anyway, so. How's that? A little better? All right, you ready? Why don't you go ahead and read, just go ahead and start reading at the top. The entire paragraph? I'll tell you. Okay. În consiliile voastre, cât de puțină experiență au mulți dintre voi în a-și umili inima înaintea lui Dumnezeu.
cât de puțin cunoașteți despre ce înseamnă a lupta în rugăciune ca să puteți intra pe poarta cea strâmtă, cea îngustă. Întrebarea cea mai importantă pentru voi este: am eu o cunoaștere din experiență a lui Dumnezeu? Sunt eu gata să cred ce îmi spune El să fac, ce îmi poruncește El, în loc de a urma propria judecată? Mă apropii eu tot mai mult de Dumnezeu? Scriptura spune: dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Dacă inima voastră nu este pe deplin predată lui Dumnezeu, dacă nu vă supuneți voința față de voința sa, veți face planuri fără călăuzirea aceluia care este puternic în sfătuire. Unii au manifestat un spirit fariseic de critică și prejudecată. Îndată ce acest spirit este îngăduit, îngerii sfinți se îndepărtează de voi, deoarece ei nu pot să slujească păcatului. Voi aveți într-o mare măsură același spirit care a fost dat pe față la conferința de la Minneapolis. Observați un lucru aici. She's bringing up the fact that there's the same spirit that was in Minneapolis, okay? Ea spune că există același spirit care exista la Minneapolis. Okay? Notice the next sentence. Luați aminte. Următoarea propoziție. Amăgirea care a pus stăpânire pe minți acolo încât există acolo încă amăgirea care a pus stăpânire pe minți acolo încă există. Unii nu au fost dispuși să-și vadă și să-și recunoască greșelile, iar orbirea minților încă rămâne. All right, now notice this. So she's saying that the deception of Minneapolis that still existed in 1891. Deci vedeți ce spune? Spune că amăgirea de la Minneapolis încă există în 1891. Now this is important to understand what the deception really was. Este important să înțelegem ce era această amăgire de fapt. All right, let's notice what the deception was in Minneapolis. Hai să vedem ce era această amăgire la Minneapolis. Now generally speaking, în general vorbind, most of us have learned, cei mai mulți dintre noi am învățat, that the problem of 1888 Minneapolis. Că problema de la 1888 Minneapolis was the rejection of Jones and Wagner. Righteousness by faith message. A fost respingerea soliei despre neprihănirea prin credință dată de Jones și Wagner. Okay, this is only a small part of it. Asta este de fapt doar o mică parte din problemă. When you actually we'll continue on what the problem actually was. Vom continua și vom vedea care a fost de fapt problema. Remember what was happening in 1884 before that time. Amintiți-vă ce se întâmpla în 1884, înainte de timpul acela. Remember there was they rejected the spirit of prophecy. So there was criticism about the spirit of prophecy. Deci exista o critică, un criticism în legătură cu spiritul profetic. This was the problem. Asta era problema. Notice the next paragraph talks about this. Să vedem următorul paragraf care vorbește despre asta. Go ahead. Next paragraph. Keep on going down, yeah. Voi cei care ați cultivat în voi înșivă spiritul de critică și acuzare și ați învățat și pe alții să-l cultive, nu uitați că imitați exemplul lui Satana. Când se potrivesc scopului vostru, voi tratați mărturiile ca și când ați crede în ele, citând din ele pentru a întări orice declarație pe care o doriți să predomine. Dar ce se întâmplă când lumina este dată pentru a corecta greșelile voastre? Acceptați voi atunci lumina. Când mărturiile vorbesc contrar ideilor voastre, voi le tratați cu foarte multă ușurătate. Okay. You just read the whole thing? Yeah. All right. So what is actually going on? De ce se întâmplă de fapt? Okay. Over the testimonies. Keep on going. În legătură cu mărturiile. Okay, keep on going. Mai departe. Keep going. Nu este cuvenit pentru nimeni să împrăștie aici și acolo câte un cuvânt care va lucra asemenea unei otrăvi în alte minți, zguduind încrederea în soliile pe care le-a dat Dumnezeu, care au contribuit la puterea temeliei acestei lucrări și care au însoțit-o până în ziua de astăzi prin mustrări, avertizări, corectări și încurajări. Tuturor celor ce au stat în calea mărturiilor, aș dori să le spun: Dumnezeu a dat o solie poporului său, iar vocea sa va fi auzită, indiferent dacă voi o veți auzi sau o veți suporta. Împotrivirea voastră nu m-a prejudicat pe mine, dar voi va trebui să dați socoteală înaintea Dumnezeului cerurilor, care a trimis aceste avertizări și instrucțiuni pentru a ține pe poporul său pe calea cea dreaptă. Voi va trebui să dați socoteală înaintea lui pentru orbirea voastră, pentru că sunteți o piatră de poticnire în calea celor păcătoși. La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Martorul cel credincios spune despre biserică după ce enumeră multe virtuți: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Idolatria și nelegiuirea predomină
predominantă au avut o influență paralizantă, degradatoare asupra evlaviei și spiritualității. Se manifestă neîncredere, egoism și suspiciune. Câțiva susțin cu tărie mărturisirea lor de credință. Ceilalți au părăsit simplitatea credinței și, ca rezultat, pășesc acum pe granițele necredinței. Ei sunt confuzi spiritual și astfel mulți susțin greșeli serioase. Unii se așează să judece scripturile, declarând că pasajul acesta sau acela nu este inspirat, deoarece nu au o impresie favorabilă asupra minții lor. Ei nu pot să le armonizeze cu ideile lor despre filozofia și știința, pe nedrept numite astfel. Alții, din diferite motive, pun sub semnul întrebării părți din cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta, mulți merg orbește, acolo unde vrăjmașul le pregătește calea. Așadar, nu îi revine niciunui om să pronunțe sentințe cu privire la scripturi, să judece sau să condamne vreo parte din cuvântul lui Dumnezeu. Când cineva se încumete să facă lucrul acesta, Satana va crea pentru el o atmosferă pe care să o respire și care va împiedica creșterea spirituală. Când un om se simte așa de înțelept încât îndrăznește să disece cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui este considerată a fi o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Dacă va cunoaște mai mult, el va simți că are de învățat totul, iar prima lecție pe care trebuie să o învețe este aceea de a ajunge un om care se lasă învățat. Învățați de la mine, spune Marele Învățător, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pretty interesting history here. Destul de interesantă istoria aceasta de aici. We're going to keep on going and read another quotation. Putem să continuăm și să mai citim un citat. To actually see what happened at the council, the 1888 General Conference session. Să vedem ce s-a întâmplat la Consiliul din 1888 din conferința generală. Okay, we'll look through that again. We can you'll get this handout later. Veți primi acest handout mai târziu. All right. All right, so we're going to come down just a little bit more. O să mai coborâm puțin. All right, you'll get, like I said, you can get this handout later. O să primiți aceste materiale mai târziu, după cum spuneam. Okay. And it's the next quote down. Și încă un citat mai târziu. All right. Just want to see what actually happened in 1888. Că vrei să vedeți ce s-a întâmplat într-adevăr în 1888. In 1888, the spirit of prophecy begins to be actually rejected. În 1888, spiritul profetic începe de fapt să fie respins. Notice a couple of these quotations. Again, this is our history. Okay? This is the struggles with the generation of Adventism. Și să vedem aici niște citate. Este vorba despre istoria noastră, despre luptele din adventism. All right, so this is the problem. Aici e problema. The solution. Soluția is to not be involved in this. Este să nu fii implicat în aceste right? lucruri. Okay, let's go to the next paragraph. Așa că o să citim următorul paragraf, the first one. Yeah, you go ahead and read the first one. Când am văzut că inimile celor cu care doream nespus să fiu în armonie erau încuiate de prejudecată și necredință, am considerat că este cel mai bine pentru mine să plec de la ei. Scopul meu a fost să plec de la Minneapolis în prima zi a săptămânii. Fratele Kilgore a venit cu solicitarea să vorbesc în ziua următoare, dar am spus: "Nu, fratele meu, nu pot să spun niciun cuvânt pe care frații mei din lucrarea pastorală îl vor considera a fi de o valoare pentru ei, de vreo valoare pentru ei. Nu trebuie să lucrez și să-mi epuizez putere în mod inutil. Trebuie să plec și să văd ce are Domnul pentru mine de făcut în altă parte, deoarece știu că am o solie de vesti pentru poporul său." Manuscript Releases, volumul 12, pagina 205. Interesting. So she stops even going to the people. Interesant, deci ea chiar încetează să mai meargă la popor, now la notice, oameni. Now notice what the result was. Observați care a fost rezultatul, consecința. The result of rejecting the spirit of prophecy. Consecința faptului că au respins spiritul profetic. At 1888. În 1888. Notice what ended up happening. Să vedem ce s-a întâmplat. Okay, the next paragraph. Următorul paragraf. Here's what happens. Uitați ce s-a întâmplat. La temelia împotrivirii manifestate la Minneapolis față de solia vestită de Domnul prin frații Wagoner și Jones se află într-o mare măsură o lipsă a dispoziției de a renunța la părerile preconcepute. Prin exercitarea acelei împotriviri, Satana a reușit să îndepărteze de poporul nostru puterea deosebită a Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu a dorit mult să-i o împărtășească. Did you hear that, though? Ați auzit? So what is Satan end up doing? Ce spune că făceau? Because the special power of the Holy Spirit did not come. Deci au oprit puterea deosebită a Duhului Sfânt. Thank you, Brady.
satana. Vrăjmașul i-a împiedicat să obțină succesul pe care ar fi putut să-l aibă în vestirea adevărului pentru lume, așa cum l-au predicat apostolii după ziua cincizecimii. Lumina care trebuie să lumineze lumea cu slava ei a fost respinsă, iar prin decizia fraților noștri ea a fost ținută într-o mare măsură departe de lume. Wow, you hear that? Ați auzit? So what was the result? Care a fost consecința? The fourth angel, the light that was a light in the earth. Cel de-al patrulea înger care era o lumină pentru lume. Was kept away from the world. A fost respins, a fost ținut la depărtare față de lume. All right, so it's very interesting here. Foarte interesant aici. All right, so we need to move on. Trebuie să mergem mai departe. All right. So, pe regulă. What ends up happening during this generation? Ce se întâmplă în timpul acestei generații? Sinful generation. Generația păcătoasă. What's happening here? Ce se întâmplă aici? Spiritul prophecy rejected. Spiritul profetic este respins. And all sorts of things begin to happen. Și tot fel de lucruri încep să se întâmple. From 1901. În 1901. All the way down to 1930. Până în 1930. Okay, 1901. 1901. There was a problem. You read, if you ever read Ellen White's testimonies during this time. Dacă ați citit vreodată mărturiile lui Ellen White din acest timp. She begins warning the people against kingly power. Ea începe să avertizeze pe oameni în legătură cu puterile. Kingly. De supremație. You know, kingly power. Opresive. Right? I think this is like the communists, like. Something like having too much control. Yeah. Da, deci opresive. But she's dealing with in our church, okay? Dar e vorba de biserica noastră, da? Warning against kingly power in the church. Ea vorbește despre puterile astea care controlau totul în biserica noastră. Now you know you can always tell the spirit of kingly power. Întotdeauna puteți să spuneți despre spiritul acestei puteri opresive. Te cunoaște. Okay. Spiritul puterii dominatoare. You know how to tell when somebody has kingly power? Știi ce trebuie să spuneți când cineva are un spirit? Huh? Can you repeat? Do you know how to tell? Do you know how you can tell when someone has kingly power? Știți cum puteți să vă dați seama că cineva are un spirit acesta de control? It's manifested. Se manifestă. By either they try to do two things. Deci două lucruri încearcă să facă acești oameni. Either rule. Ori dau reguli, impun reguli, conduc. Rule or ruin. Ori reguli, ori ruină. Okay. Deci ori să-i țină în stăpânire, ori să-i învinuiască. La ruină. Control, să aibă control asupra lor, sau să-i ducă spre ruină. Okay. Ați înțeles? Să aibă control asupra oamenilor sau să-i ducă pe aceștia spre ruină. So what does a king do? Ce face un rege? They try to either rule or ruin. Deci încearcă ori să conducă, ori să ducă la ruină. You understand this? Ați înțeles? They try to control. Încearcă să dețină controlul. And they can't control. Și dacă nu poate să controleze, atunci încearcă să distrugă. All right, so this is the kingly power. Da, aceasta este o putere opresivă, right, care so controlează. So let's move on. Să continuăm. All right, so this is the problem during this time, during the second generation. În timpul celei de-a doua generații. 1901 and so forth. 1901 și mai departe. We begin having the kingly power. Începem să avem de-a face cu aceste puteri opresive. Like I said, you can read many of Ellen White's testimonies about this during these years. După cum spuneam, sunt multe mărturii ale lui Ellen White în această perioadă despre aceste puteri. But then we come to the next generation. Dar să ne uităm la următoarea generație. We come now from the 1930s. Începem de la 1930. Down to 1989. Până la 1989. Da. 1989. This is the time of the new order. Acesta este timpul ordinii noi. Noi ordini. This is the time when many things come in that are not Seventh-day Adventists. Aici apar foarte multe lucruri în biserică, lucruri care nu aparțin adventismului de ziua șaptea. Especially in the Western Church in the Western world. Și mai ales în lumea vestică, în biserice din vest. I want to read an actual prophecy of Ellen White. Vreau să citesc o profeție de a lui Ellen White. And it's really interesting. Și este foarte interesant. Really interesting prophecy or prediction. O profeție, o predicție foarte interesantă. Let's go and go back up here. Să ne întoarcem. It's up just a little bit here. Puțin mai sus. All right, so it's this quote right here. Citatul este aici. Hang on a second.
Yes. All right. Yeah, I think many people, you all know that Ellen White was sent to Australia during this time as well, right? Vă știți toți că Ellen White a fost trimisă în Australia în tot acest timp. You all know this. Toți știți, da? Yes, Ellen White was sent to Australia by the brethren during this time. În timpul acesta, Ellen White a fost trimisă în Australia de către frații noștri. Later on, I believe the quotation on the handout. Later on, we read her writings. Vom vedea mai târziu scrierile ei, le vom citi. Says that she went because she had no light, particularly on the from the Lord at that time. Și spune că nu prea avea lumină din partea Domnului în acea perioadă. And then later on, she talks about the fact that she believed that she was sent there because the brethren didn't want her influence. Și ea spune mai târziu că ea credea că a fost trimisă acolo pentru că frații nu voiau ca ea să aibă o influență asupra bisericii atunci. Acestea sunt problemele care se confruntau în acel timp. Dar pentru a economisi timp, trebuie să mergem mai departe. Suntem acum aici la nepoți, a treia generație. Suntem în a treia generație de adventiști. 1930-1989. Un timp foarte periculos. Because just 15 years before this, pentru că doar 15 ani înainte de aceasta, Ellen White a murit. Ellen White died in 1915. Ea a murit în 1915. So now you no longer have a living prophet, actually alive to rebuke things and so forth. Așa că acum nu mai exista un profet în viață care să mustre, să dea de mustrări pe viu. Want to notice a very interesting vision. Și vreau să vedem aici, să observăm o viziune foarte interesantă. Notice what this is coming from Selected Messages. Să vine din Selected Messages. Book 2. Cartea a doua. Pages 204 to 205. Pagina 204-205. Okay, let's go ahead. We're going to read the whole quote. O să citim întregul citat, o mișcare contrafăcută. Right. În viziunea din timpul nopții mi-a fost arătat cu claritate că ideile acestea au fost privite de unii ca fiind niște adevăruri mărețe care trebuie să fie aduse în biserică și scoase în evidență în timpul acesta. Mi-a fost arătată o platformă susținută de piloni puternici, adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Unii din poziții de înaltă responsabilitate din lucrarea medicală îndrumau o persoană sau alta să slăbească pilonii care susțineau platforma aceasta. Știm că acest om din această lucrare medicală era Kellogg. And we know that, so dealing with the issues of pantheism, the publishing of his book The Living Temple. Și știm că are o legătură cu panteismul și cu cartea aceasta publicată Templul Viu, The Living Temple. Continuăm. Atunci am auzit o voce spunând: unde sunt străjerii care ar trebui să stea pe zidurile Sionului? Sunt cumva adormiți? Temelia aceasta a fost construită de marele meșter și va rezista furtunii și vântului. Îi vor îngădui acestui om să prezinte învățături care neagă experiența din trecuta poporului Dumnezeu? A sosit timpul pentru o acțiune hotărâtă. Vrăjmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că în mijlocul adventiștilor de ziua a șaptea va avea loc o mare reformă, iar reforma aceasta va consta în renunțarea la doctrinele care stau ca niște stâlpi de susținere ai credinței noastre și în angajarea într-un proces de reorganizare. Dacă reforma aceasta va avea loc, care va fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înțelepciunea sa, i le-a dat bisericii rămășiței, ar fi desființate. Religia noastră ar fi schimbată. Principiile fundamentale care au susținut lucrarea în ultimii 50 de ani ar fi considerate ca fiind false. Ar fi înființată o organizație nouă. Ar fi scrise cărți despre o ordine nouă. Ar fi prezentat un sistem de filozofie intelectuală. Fondatorii acestui sistem ar merge în orașe și ar face o lucrare uimitoare. Desigur, sabatul ar fi desconsiderat, la fel cum ar fi desconsiderat și Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu ar fi îngăduit să stea în calea noii mișcări. Conducătorii ar spune că virtutea este mai bună decât viciul, dar pentru că Dumnezeu va fi înlăturat, ei vor depinde de puterea omenească, iar aceasta, fără Dumnezeu, este lipsită de valoare. Temelia lor va fi zidită pe nisip, iar furtuna și vânturile vor spulbera clădirea lor. Cine are autoritatea de a începe o astfel de mișcare? Noi avem Biblia, avem experiența noastră, confirmată de lucrările miraculoase ale Duhului Sfânt. Avem adevărul care nu admite niciun compromis. Să nu respingem noi tot ce nu este în armonie cu adevărul acesta. Amen.
Amin. All right, so we have this warning. Deci avem acest avertisment. We have a warning that a system of intellectual philosophy would try to be introduced. Avem un avertisment că un nou sistem de filozofie intelectuală va avea să fie introdus. Books of a new order written. Și o carte cu ordine nouă va fi scrisă. Lest you believe this has not happened. Decât dacă credeți că toate astea nu s-au întâmplat. I think we talked a little bit about this earlier. Cred că am vorbit puțin despre aceasta înainte. I just want to show you something else once again that modern day theologians are teaching. Vreau să vă arăt ceva, să vedeți că teologii moderni, învățătorii moderni. And again, this is primarily in the United States and in Germany and in the West. Și din nou, asta se întâmplă mai întâi în Statele Unite și în Germania și în vest, în principiu. So it's only a matter of time. Așa că este doar o chestiune de timp. Before it affects you as well. Până când să apară și aici acest val. Let's go ahead and go down. I just want to get to a quotation here. O să vă arăt aici un citat. What does that say right there? Jesus the crucified, the Word. Huh? The crucified Jesus, okay, the Word. Okay, good. Just want to make sure where I am. Okay. Mm-hmm. All right. Just want to come down. I don't want to skip down here. O să trecem peste câteva citate. All right. Sărim. By the way, it has the quotation about Ellen White being sent to Australia in here as well, that we just passed it. Și apropo, aici apar și citatele în care arată că Ellen White a fost trimisă în Australia. All right. Okay. Does that say third generation? Mm-hmm. 1930s, around 1989? Mm-hmm. All right. Okay, so we were now I want to talk about the fourth generation men now today. O să vorbim acum despre a patra generație. What's the generation? A patra generație. Where we are today. Este cea în care ne aflăm noi astăzi. 1989. The Sunday crisis. Până la criza legii duminicale. And it's in this generation. Și în această generație. That the Lord is going to clean up his church. Dumnezeu va curăța biserica sa. He's going to purge the floor. Purge the floor. He's going to clean up the church. Va curăți biserica. You want to know how God's going to clean up his church? Vreți ca Dumnezeu să curețe biserica? Yes. Who wants to take a guess? How do you think God's going to clean up the church? Cum credeți că va curăța? Cine vrea să ghicească? Cum va curăța Dumnezeu biserica? Message. The wheat from the tares. Oh, well, the message develops who's wheat and who's tares. Solia face să ne dăm seama cine este grâu și cine este neghină. But how's it actually going to be harvested? Well, how's there going to be a separation? What's going to actually do the separating? Dar cine va face de fapt separația? Ce va face separația? The spirit of prophecy. Okay. The latter rain. Okay, well, yeah, the spirit of prophecy and the latter rain develops these two classes and develops who's wheat and who's tares. Spiritul profetic și ploaia târzie dezvoltă aceste două categorii și ne arată cine este grâu și cine este neghină. But what is the actual event or crisis that causes the tares to leave and the wheat to stay? Dar care este evenimentul propriu-zis sau criza propriu-zisă care va face ca grâul să se despartă de neghină? Sandilor. Legea duminicală. It's always crisis. Aceea este criza. Persecution always helps the church. Persecuția întotdeauna ajută biserica. You understand this? Înțelegeți? Persecution is always a blessing to the church. Persecuția este întotdeauna o binecuvântare pentru biserică. Why? De ce? Because persecution keeps the church pure. Pentru că persecuția menține biserica curată, pură. You know, who wants to join the church if you're going to get killed and persecuted? Cine vrea să se alăture bisericii dacă știe că va fi omorât și persecutat? Right? That doesn't sound like a very fun religion, does it? Nu prea pare o religie prea comică, nu? So anytime there's persecution, așa că de câte ori avem de a face cu persecuția, the church always shakes. It's always shaking. Biserica întotdeauna se cutremură, este o cernere. And it shakes out the hypocrites. Și se cern, deci afară ies cei care se prefac, sunt ipocriți. And it actually strengthens those who are faithful and true. Iar cei care sunt credincioși adevărului sunt întăriți. All right, right? Da? Anytime you have persecution? De câte ori, ori de câte ori avem persecuție? What's interesting about persecution? Ce este interesant despre persecuție? You actually might have a church with a name on it. Deci putem avea o biserică cu un nume pe ea. But you have an open church? Dar avem o biserică deschisă. And an underground church. Și o biserică la subsol. Subterană. That makes sense. Underground, you know what I'm saying? For example. De exemplu. What happened in communism? Ce se întâmpla în timpul comunismului? What happened? Let's just take an example.
Să luăm un exemplu. Let's use our church as an example. Să luăm biserica noastră drept exemplu. What happened to our church during communism in many countries? Ce s-a întâmplat bisericii noastre în timpul comunismului în mai multe țări, nu doar aici? It became stronger. Okay. The children didn't go a Saturday at school. They did go to school on Sabbath. Okay, interesting. Interesant. So did you see two types of Adventists during communism? Deci vedeați două tipuri de adventiști în timpul comunismului. Yes. Some that went along. Așa că unii, sorry. Some that went along with the state. Unii care mergeau mai departe cu biserica, deci ascultau cu statul. Yeah, deci unii care cooperau cu statul. And maybe other ones that had to be more secretive and were persecuted. Și unii care erau persecutați, care țineau la principii. Same thing happened in Nazi Germany. Același lucru s-a întâmplat în Germania nazistă. Has anyone ever read the book A Thousand Shall Fall? A citit cineva vreodată cartea O mie pot să cadă? Nobody's ever read that book before? A citit cineva acea carte? Nu știu dacă e română. You read it? Este. Okay. A Thousand Shall Fall is a true story about a Seventh-day Adventist family. Deci O mie pot să cadă este o poveste adevărată despre o familie de adventiști de ziua șaptea. There was the Hassel family. Și erau familia Hassel. Hassel. Okay. The father was sent to the Nazi army. A fost trimis în armata nazistă. And the mother, the children were they tried to force the mother to send the children to school on Sabbath. Și au încercat să oblige pe mamă să-și trimită copiii în sabat la școală. They were threatening to send the children to a concentration camp. Și o amenințau că îi va trimite copiii într-un lagăr de concentrare. And this is a true story. Și este o poveste adevărată. About a faithful Seventh-day Adventist family. Despre o familie credincioasă adventistă de ziua șaptea. That stayed true to God during the Nazi occupation. Care a rămas credincioasă lui Dumnezeu în timpul ocupației naziste. He actually was a literature evangelist with the German conference back then. Deci tatăl era de fapt un evanghelist prin literatură în Germania atunci. It's a really interesting history. Este foarte interesantă povestea. The daughter, Susie Hassel, wrote this book. Fiica Susie Hassel a scris această carte. And she talks about how the German conference president during that time. Și vorbește cum președintele conferinței generale din Germania encouraged all of the Seventh-day Adventist families. A încurajat toate familiile adventiste de ziua șaptea. To send the children to school on Sabbath. Să trimită copiii la școală în sabat. Said that God would understand. Și ei spuneau că Dumnezeu ar va înțelege. But the Hassel family would not do it. Dar familia Hassel nu a făcut acest lucru. Now the son, Gerhard Hassel. Acum fiul Gerhard Hassel. He later on became a faithful theologian. A devenit mai târziu un teolog credincios. A famous theologian in Andrews University. Un teolog faimos în Andrews University. He died in 1995 in a car accident. A murit în 1995 într-un accident de mașină. But this was Gerhard Hassel. This was his family. Dar această familie din carte este familia lui Gerhard Hassel. So did you see this issue in Adventism having struggles in Nazi Germany? Așa că ați văzut această problemă în adventism care aveau lupte în timpul Germaniei naziste? Yeah. Do you think we're going to have this issue again? Crezi că vor avea probleme din nou? But do you think it's going to be worse? Crezi că va fi mai rău? So what is it that's going to separate the wheat and the tares? Deci care este factorul care va despărți grâul de neghină? Sunday law crisis. Criza legii duminicale. This is what's going to test us. Asta ne va testa pe noi. This is what's going to show you who's who. Și ne va arăta cine e ce, cine e grâu, cine e neghină. We don't know who's who yet. Noi încă nu știm cine e grâu, cine este neghină. Right? Așa e? I can't look around the congregation. Nu pot să mă uit așa în biserică. I can't say okay, well, you know, you're wheat. Tu ești grâu. And well, you're a tare. Tu ești neghină. And you're wheat. Can you do that? Puteți face asta? No. No. God knows the heart. Dumnezeu cunoaște inima. And our hearts will be revealed. Și inima noastră va fi descoperită. At this crisis coming up. În această criză care va să vină. Right? So this is the last generation. Așa că asta este ultima generație. The time of the end, 1989. Timpul sfârșitului 1989. Până la criza legii duminicale. And then the church is cleaned up. Și apoi biserica este curățată. When that crisis comes. Când acea criză vine. And there's only wise and foolish. Și este vorba doar despre înțelepți și nechipzuiți. Right? Da? The foolish? Nechipzuiții are lost. Sunt pierduți. The wise? Cei înțelepți? They have the oil. Ei au ulei.
un de lemn. Care ce reprezintă? Un de lemn. The Holy Spirit. Duhul Sfânt. So what do the wise virgins receive during this time? Așa că ce primesc fecioarele înțelepte în această perioadă de timp? Latter rain without measure. Ploaia târzie fără măsură. They get the loud cry. Și ei dau marea strigare. All right, so we're in the fourth generation of Adventism. Și ne aflăm în ultima generație de adventiști. I want to just show you something that's I just want to read just very quickly and then after this we're going to move on. O să citim ceva foarte repede și apoi să trecem mai departe. All right. This is actually a book. Asta este de fapt o carte. Written by George Knight. Scrisă de George Knight. Does anyone know who George Knight is? A auzit cineva, știe cineva cine e George Knight? He's probably one of the most famous theologians now in America. Este probabil unul dintre cei mai cunoscuți teologi de acum, de astăzi, din America. Okay, he's one of the main men at Andrews University now. Unul dintre oamenii importanți de la Andrews University. I used to live not too far away from him in Oregon, the state of Oregon. Și eu înainte locuiam nu foarte departe de el în statul Oregon. We're not going to read the whole thing about this. Nu o să citim întregul paragraf toate lucrurile despre acest fapt. We're going to read one thing that he wrote in a book. Dar vom citi un lucru pe care el l-a scris într-o carte. Okay, this book is entitled right here. It's called Reading Ellen White: How to Understand and Apply Her Writings. Cartea se numește Citind-o pe Ellen White: Cum să înțelegem și cum să punem în practică scrierile sale. All right. Now, I want you to understand what it's saying. În timp ce citim asta, vreau să vedem despre ce e vorba, ce se spune aici. Okay, let's go ahead and read this. O să citim acum paragraful acesta. În cartea lui Reading Ellen White, deci cum să o citim pe Ellen White, cum să o înțelegem și cum să aplicăm, cum să punem în practică scrierile ei, la pagina 110, Knight declară: în rezumat, se pare că folosirea termenului infailibilitate de către Ellen White are legătură cu faptul că Biblia este întru totul demnă de încredere în calitate de îndrumător către mântuire. Ea nu amestecă ideea aceea cu concepția că Biblia sau scrierile ei sunt libere de orice posibile greșeli de natură faptică. Okay, stop right there. All right, you hear what that just said? Ați auzit ce a zis? You hear what he said? Ați auzit? Yes. Did you understand that? Ați înțeles? No. It talks about infallibility. Vorbește ea despre infailibilitate aici. Saying infallibility means the Bible can help us to have salvation. Spune că infailibilitatea ne ajută. Înseamnă faptul că Biblia ne ajută. It's not the same. Okay. Let's read this again. All right. Hai să citim încă o dată. In summary. În rezumat. All right. Se pare că folosirea termenului infailibilitate de către Ellen White are legătură cu faptul că Biblia este întru totul demnă de încredere în calitate de îndrumător către mântuire. Okay. All right. So. Okay. So what is saying? Okay. So we can trust the Bible for salvation. Sensul că putem să ne încredem în Biblie pe deplin pentru mântuire. But. Dar. The next sentence. Următoarea propoziție. Ea nu amestecă ideea aceea cu concepția că Biblia sau scrierile ei sunt libere de orice posibile greșeli de natură faptică. Okay, wait a minute. Did you get that? Ați înțeles? Da. You didn't understand that? Deci ea nu spune că Biblia ar fi sau scrierile ei ar putea să fie perfecte. Ellen White says the Bible is infallible. Deci ea spune așa, Ellen White spune că Biblia este infailibilă. What that means is we can trust it for salvation. Adică ne putem încrede în ea pentru mântuire. But we cannot trust. Dar nu putem crede that the Bible or her writings că Biblia sau scrierile ei are free from possible errors. Sunt da, adică nu pot să aibă, pot să nu aibă. Of a factual nature. Sunt libere de, da, așa, sunt libere de orice posibilă greșeală de natură faptică. You understand that? Înțelegeți? So what he's saying? Ceea ce spunem? You can trust the Bible for salvation. Puteți să vă încredeți în Biblie pentru mântuire. But you can't trust that all the facts are correct. Dar nu puteți să vă încredeți în faptul că fiecare faptă este corectă acolo. Fiecare lucru. Wait a minute. Deci, stați puțin. If I can't trust that the facts in the Bible are correct. Deci dacă nu cred că faptele din Biblie sunt corecte. Then how can I trust it for salvation? Atunci cum pot să mă încred în ea pentru mântuire? How do you decide what facts are correct and what facts are incorrect? Și cum îmi dau seama care fapt este corect și care e incorrect? Are you understanding what this is? Înțelegeți? Do you understand this? Înțelegeți? For example, what about the virgin birth? De exemplu, despre nașterea din fecioară. What if that fact is not correct because it goes against science? Dacă acest fapt nu este corect pentru că este împotriva științei. Right? Da?
So let's read the rest of the quote. Să citim restul citatului. La pagina 111, el declară, el, scrierile profeților lui Dumnezeu sunt infailibile în calitate de îndrumător către mântuire, dar ele nu sunt lipsite de orice greșeală. Iar la pagina 116, el spune, nu numai că trebuie să evităm folosirea lui Ellen White pentru a dovedi detaliile istoriei, ci aceeași precauție trebuie să fie exprimată în domeniul detaliilor științei. You read that? Okay, so what is that saying? Ați citit? Ce spune? It's kind of saying the same thing, or saying two things in one breath, isn't it? Ne spune cam același lucru, spune două lucruri într-unul. We can trust it, but we can't trust it. Adică putem să ne credem în ea, dar de fapt nu putem să ne credem. Right, we can trust certain things, we can't trust other things. Că sunt lucruri în care putem să, pe care putem să le credem și sunt lucruri pe care nu putem să le credem. So you know, different facts come out. Așa că anumite fapte vin apar. Then and it, you know, contradicts what the Bible says. Și dacă ele contrazic ceea ce zice Biblia? And you know, the Bible is good to believe in for salvation. Atunci, da, Biblia este bună să credem în ea pentru mântuire. But we can't trust the Bible when it comes to facts. Dar nu putem să credem Biblia când vine vorba despre întâmplări, evenimente, fapte. Okay, so is it, can you trust the Bible or not? Deci poți sau nu poți să, deci poți să crezi în Biblie sau nu? Yeah. But you can't tell from that's writing, can you? Dar nu poți să spui de aici din ce spune el, nu poți să știi sigur. Right? Nu? So again, remember this is the whole issue of thinking one thing is inspired, another thing is not inspired. Așa că asta e toată problema aici la această perspectivă că un lucru e inspirat și un lucru nu e inspirat. Right. Point me. Punctul central. Has anything changed? S-a schimbat ceva? From the first generation? De la prima generație down to the fourth generation. Până la a patra. Yes. No. Yes. Yes. Well, yes, yeah, no. It changed. It got worse. E s-a schimbat, da, a devenit mai rău. E mai rău. But you have the same issues going on, don't you? Avem aceleași probleme care în care în cercul cărora ne învârtim. What is the root cause? Care este the root cause? The root cause. Care este cauza problemei, da? Is doubting what? Este îndoiala Bible? În dreptul Bibliei și a Spiritului profetic. So wherever you see this being done, așa că ori de câte ori vedem că se întâmplă acest lucru, că apare îndoiala, run away from it. Fugiți de el. Okay, run away from it like as if it were a snake with deadly poison. Fugiți de parcă ar fi un șarpe otrăvitor. All right, this is the viper in the tree. Este vipera din pom. Șarpele din pom. Okay. Din pom. These teachings? Aceste învățături. This is the snake in the Garden of Eden. Acesta este șarpele din grădina Edenului. What did the snake do? Ce a făcut șarpele? Yea, hath God said? A spus Dumnezeu, oare a spus Dumnezeu așa? What did the snake do? Ce a făcut? It questioned God's word. A pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Right? It put doubt in God's word. A pus confuzie, îndoială în cuvântul lui Dumnezeu. You don't need the Bible. You don't need God's word. Adică nu ai nevoie de Biblie, nu ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ah. I have some fruit. Eu am niște fructe. And it's a little bit of good. Și este un pic de bine. And it's a little bit of evil. Și este un pic de rău acolo. Would you like some? Ți-ar plăcea? And so anytime somebody offers you this fruit, așa că oricând, ori de câte ori v-ar oferi cineva acest fruct, of a mixture of good and evil, care să consiste dintr-un amestec între bine și rău, and questioning God's word, și care pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, though he may look like an angel of light, chiar dacă ar arăta ca un înger de lumină. Who is it? Cine este? It is Satan. Este Satana. All right? So let us beware. Așa că să fim foarte în gardă, let da, în alertă. Let us beware of this. Să fim foarte atenți, conștienți. Right. So we're gonna stop. Vigilenți. This. We're gonna stop on this. We just did a basic study. Ne vom opri aici. Am făcut un studiu de bază. How much time do I have left? Cât timp mai avem? 17. I have 17 minutes. Mai am 17 minute. To do a 2-hour talk. Pentru o discuție de 2 ore. The what? Confiscation of the vision? Sure, where's the quote? It's right here. Oh no, that's not that one. Oh, you want to read that quote? Vrei să citim un citat despre confiscarea scrierilor lui Ellen White? Well, I'm not sure. I don't know where it is. Nu știu exact unde e. Oh, here it is, right here. Okay, I got it. All right.
Shall we, you doing okay? Yeah. Some water? I have already drunk. All right. Shall we conclude with one last quote? Să încheiem cu un ultim citat. Let's go ahead and conclude one last quote here. Să încheiem cu un ultim citat aici. This is a very interesting vision. Este o viziune foarte interesantă. You may be shocked by this vision. S-ar putea să fii șocat de această viziune. Some of you may have read this. Poate unii dintre voi ați citit. Some of you may have not. Poate unii dintre voi nu. But in 1915. Dar în 1915. Before her death. Înainte de moartea ei. She had a dream. Ellen White a avut un vis. And it's a really interesting dream. Și este un vis foarte interesant. Let's read this. Să citim acest vis. All right. În noaptea aceea am visat că mă aflam în Battle Creek și privind printr-un geam lateral afară spre ușa de intrare, am văzut un grup de oameni mărșăluind spre casă doi câte doi. Okay, pause. Okay, before you read the whole thing. This is your last quote. All right? Înainte să citim. You're doing good. It's your last thing. Este ultimul citat. Should I read? What? Ellen White is having a dream. Ellen White are un vis. Where is she in the dream? She's dreaming that she's where? Unde visează ea că este? Unde se află ea în vis? La Battle Creek. Battle Creek. La Battle Creek. What is in Battle Creek? Ce este în Battle Creek? The General Conference. Conferința generală. Battle Creek College. This is the colegiul, sanatoriul. So this vision is dealing with who? Așa că această viziune are legătură cu cine? Okay. Our people, the church. Cu poporul nostru, cu biserica. I want to notice something very interesting here. Vreau să vedem ceva foarte interesant aici. All right. Let's go ahead. Mergem mai departe. Păreau aspri și hotărâți. Îi cunoșteam bine și m-am întors să deschid ușa de la salon ca să-i primesc. Hang on, before you go. Okay. Go ahead, take your pictures and then we're done. All right. Go ahead and smile on the camera. No. Okay? All right. Amen. Thank you. All right. Okay, are you all ready? Yes. Suntem gata? I don't want anybody distracted. Nu aș vrea ca cineva să fie distras. All right. You want to take more pictures? Mai vreți să faceți poze? Okay. Okay, thank you. God bless you. All right. I think they have enough pictures now. Cred că acum au destule poze. Should I go further? Let us pray. Să ne rugăm. Father in heaven. Tată din ceruri. Please bless the young man who was here. Te rog să binecuvintezi pe tânărul care a fost aici. Even though he was here to take pictures. Chiar dacă a fost aici doar ca să facă poze. I pray that he would have heard some things when he was here. Te rog ca el să fie auzit ceva în timpul în care a fost aici. That would plant seeds in his heart. Să se fi plantat sămânța în sufletul lui. And perhaps later on he could think about these things. Și poate mai târziu se va gândi la aceste lucruri. And later become a Christian. Și poate va deveni creștin. And give his heart to Jesus. Și dă-ne tu inima lui Hristos. And be one of our brothers. Și să fie, dă-i tu inima lui Hristos să fie unul din frații noștri. Please bless as we read this final quote. Te rog să ne binecuvintezi acum când citim acest ultim citat. In Jesus' name we pray. Numele lui Hristos ne-am rugat. Amen. Amin. Let's look at this final. Oh, we're just praying for you, brother. Tocmai ne rugam pentru tine. Amen. All right, let's go there. Ready? Sunteți gata? 1915. All right, let's notice this dream. Să vedem acest vis. Wait. Păreau let's all pay attention, okay? Should I read from the beginning? What's that? From the beginning. Yeah, 1915. But let's all pay attention, all right? Să fim foarte atenți. Okay, go ahead. 1915, bunul proscrise. În noaptea aceea am visat că mă aflam în Battle Creek și privind printr-un geam lateral afară spre ușa de intrare, am văzut un grup de oameni mărșăluind spre casă, doi câte doi. Păreau aspri și hotărâți. Îi cunoșteam bine și m-am întors să deschid ușa de la salon ca să-i primesc, dar m-am gândit să mă mai uit o dată. Okay, so what did she say? I said I knew them well. Ce zice că îi cunoștea bine? Why did she know them well? De ce îi cunoștea bine? All right, these are the brethren from Battle Creek. Ei sunt frații de la Battle Creek. All right, now notice what she sees. Observați ce vede. All right, go. Scena se schimbase. Grupul avea acum înfățișarea unei procesiuni catolice. Unul dintre ei avea în mână. Wait. Okay, you have to read a little slower, all right? Trebuie să citim mai rar. Hey, this is not funny.
Nu este amuzant. Because notice, this is a vision that the prophet's getting. Este o viziune pe care o primește profetul. Of the brethren at Battle Creek. Despre frații de la Battle Creek. Okay? And what is the next thing? She looks again and what happens? Și ce se întâmplă? Se uită încă o dată și ce se întâmplă? What do they become? Ce devin ei? Catholic procession. Deci o procesiune catolică. Continue on. Continuăm. Unul dintre ei avea în mână o cruce, altul o trestie. Când s-au... Nu e interesant. Unul avea o cruce. Și unul avea o trestie. Foarte interesant, să continuăm. Când s-au apropiat, cel care purta trestia a făcut un cerc în jurul casei, spunând de trei ori: casa aceasta este proscrisă, bunurile din ea trebuie să fie confiscate. Ei au vorbit împotriva sfântului nostru ordin. Who is she seeing coming? Pe cine vede ea venind? The brethren. Pe frați. Okay? The brethren are coming to the house. Frații vin în casă. And they begin to confiscate her goods. Și încep să confiște bunurile. What are the goods? Care erau bunurile? Spirit of prophecy. Spiritul profetic. Why? De ce? Because her writings have spoken against the holy order. Pentru că scrierile ei vorbeau împotriva sfântului ordin. Okay? Let's continue going. Să continuăm. M-a cuprins groaza și am alergat prin casă la ușa dinspre nord, unde m-am trezit în mijlocul unui alt grup de oameni, dintre care pe unii cunoșteam, dar nu am îndrăznit să le spun niciun cuvânt de teamă că aveam să fiu trădată. Am încercat să găsesc un locșor retras unde să pot plânge și să mă pot ruga fără să întâlnesc pretutindeni în jur, priviri întrebătoare și înverșunate. Repetam adesea dacă aș putea înțelege toate acestea, dacă mi-ar spune ce am spus sau ce am făcut. Am plâns și m-am rugat mult când am văzut bunurile noastre confiscate. Am încercat să descopăr o urmă de simpatie sau de milă față de mine în privirile celor din jur și am observat fețele câtorva despre care credeam că mi-ar fi vorbit și mi-ar fi adus mângâiere dacă nu le-ar fi fost teamă că aveau să fie observați de ceilalți. Am făcut o încercare de a scăpa din mulțimea aceea, dar văzând că eram supravegheată, am renunțat la intențiile mele. Am început să plâng cu glas tare și am spus: oh, dacă mi-ar spune ce am făcut sau ce am spus. Soțul meu, care dormea pe un alt pat în aceeași încăpere, m-a auzit plângând cu glas tare și m-a trezit. Perna mi era udată de lacrimi și eram cuprinsă de o adâncă tristețe și descurajare. So what is this dream dealing with? La ce face referire acest vis? Dealing with how the brethren will treat her. Ce abordează? Modul în care frații s-au purtat cu ea. Se purtau. And how they would treat her books. Și cum se purtau față de cărțile ei. Și cum se vor purta față de scrierile ei, față Why? De cărțile ei. What are the books doing? What are the books doing? De ce? Ce făceau cărțile? The books are speaking against the holy order. Cărțile vorbeau împotriva ordinului nou. I have in my hand. A book. O carte. This is written by Dr. Gil Valentine. Este scrisă de doctorul Gil Valentine. He studied. This is the man who studied under Professor George Knight. El a studiat sub îndrumarea profesorului George Knight. He's a teacher of theology at several Adventist colleges. Este profesor de teologie la Colegiul Adventist de ziua 7. I'm just reading the back. Și citesc de pe spate. He's the provost at Mission College in Thailand. The provost is the leader of Mission College in Thailand. Deci este conducătorul misiunii școlilor, universităților în Thailanda. He's written extensively in the area of Adventist theology. He's written many things about Adventist theology. A scris foarte mult în domeniul teologiei adventiste. He's also the author of this book right here. De asemenea, este autorul acestei cărți de aici. About W.W. Prescott. Despre Prescott. Okay, so he works along with the divisions. Așa că lucrează cu diviziunile. All right. Very interesting book. O carte foarte interesantă. It's called The Struggle for the Prophetic Heritage. Se numește Lupta pentru moștenirea profetică. Okay, and underneath on the cover it says this. Iar jos pe copertă scrie. Listen what it says. Ascultați ce scrie. It says issues in the conflict. Problemele în luptă. For control. Pentru a controla. Of the Ellen G. White writings. Scrierile lui Ellen G. White. Okay, so this is the true history. Aceasta este istoria adevărată. Of the struggle of getting control of her writings. Despre lupta care s-a dat pentru a deține controlul scrierilor lui Ellen White. In the back of this book.
Pe spatele acestei cărți. It actually has the actual will, the last will and testament of Ellen White. Are de fapt are ultima dorință din testamentul lui Ellen White. It has Ellen White's will of what she wanted done with the writing. Și are voia ei, dorința ei în legătură cu ceea ce se facă după moartea ei cu scrierile. And she created a board of trustees. She created a board of trustees. Și a făcut o listă cu persoane, un comitet de persoane cu care să facă decizia despre scrierile. Deci a alcătuit un comitet de persoane împreună cu care să ia decizia despre scrierile ei. And it was for the purpose. Și pentru cu scopul de not allowing the general conference to have control the writing. De a nu lăsa conferința generală să dețină controlul asupra scrierilor ei. Now think why. Gândiți-vă de ce. This was a wise plan. A fost un plan înțelept. That way there was a check and balance. Era vorba despre o balanță. That way the trustees of the writings of Ellen White, the trustees or the oameni de încredere ai lui Ellen White. Okay. If the church leaders ever got too much power or they started doing something wrong, dacă liderii bisericii aveau să preia prea multă putere sau să greșească, they could use the spirit of prophecy writings to correct it. Atunci ei puteau folosi spiritul profetic pentru a le îndrepta greșelile. Okay, you see, this was a check on the power of the general conference. Vedeți, este vorba despre this was a check, a restraining control. Da. Despre un fel de bilanț asupra scrierilor ei. Un fel de verificare, da. De verificare. Okay, this was a, you know, a check and balance. Thank you. I have 4 minutes. Deci check and balance, you know what this is? Nu știu să traduc. A check and balance. In other words, o contrabalansare. Deci o contrabalansare, dacă nu cumva una din părți să preia tot controlul asupra scrierilor. Yeah. Okay. Okay. For example. In the United States? De exemplu, în Statele Unite. Our government. Guvernul nostru. We have 3 different branches in our government. Noi avem 3 brațe ale guvernului. We have executive power, the president. Puterea executivă, președintele. The lawmakers, that's Congress. Puterea legislativă, adică parlamentul. And the Supreme Court, judges. Și Curtea Supremă a Justiției. And this is by design. Și așa este făcut, este proiectat. Okay, in America, the founding fathers. În America, the founding fathers. Da. Cei care au fundat țara, da, fondatorii. Okay, we never wanted all the power to be in one office. Nu au vrut ca puterea să se găsească într-un singur oficiu, într-o singură funcție. We wanted 3 powers to always be struggling together. Și au vrut să fie 3 puteri ca acestea tot timpul să se fie într-o luptă. That way none of them ever gets too powerful. Ca niciuna dintre ele să nu ajungă prea puternică. What happens if you have too much power? Ce se întâmplă dacă ai prea multă putere? You end up having too much control. Dacă ai prea mult control. Okay, that's not a good thing. Nu e bine. So Ellen White. Așa că Ellen White never wanted the general conference to have all the power. Nu a vrut ca conferința generală să deține toată puterea. Matter of fact, when you look at her counsel, de fapt, dacă te uiți la sfatul ei, the different divisions, the different world divisions, diferitele diviziuni din lume, were to be almost like separate general conferences, all working together, but not one over the other. Trebuiau să fie ca un fel de conferințe generale mai mici, să lucreze împreună, dar să nu fie una mai presus de toate. You understand this? Înțelegeți? Because if you have a pyramid, well, I'm not going to get into the whole issue. Nu să intrăm în acest subiect acum. But when the Ellen White estate, dar când domeniul Ellen White was to be separate from the general conference, a urma să fie separat de conferința generală, it was to work with the church, avea să lucreze cu biserica, but not be under the control of the general conference. Dar nu să fie sub controlul conferinței generale. That way, if the general conference began getting too strong, în felul acesta, dacă conferința generală avea să ajungă prea puternică, or doing things that were wrong, sau să facă lucruri care erau greșite, the Ellen White estate, domeniul Ellen White, could release writings from the spirit of prophecy to rebuke it or to correct it. Ar fi putut să dea drumul la niște scrieri din spiritul profetic, să arate scrieri ca să mustre, să îndrepte pe cei de la conferință. Now this is exactly what happened. Exact asta s-a întâmplat. All the way to the 1930s. Tot timpul până în 1930. Her son Willie White. Fiul său Willie White.
was constantly releasing her writings to rebuke stuff going on. A tot dat drumul la scrieri pentru a mustra lucrurile care se întâmplau. And it's really actually kind of funny when you read it. It's kind of almost humorous. E destul de comic așa când citești. The brethren got so mad. Frații s-au supărat atât de rău that they hated it. Că au început să urască acest lucru. Because they would be doing something wrong. Pentru că făceau lucruri greșite. And then Willie White would start releasing Ellen White writings all over the church. Și apoi Willie White începea să arate scrierile ei întreaga biserică să dea drumul. And the church members. Și membrii bisericii. Would know something's wrong in the general conference. Știau că la conferința generală ceva nu era în regulă. You know what the people in power have in common? Știi ce au în comun oamenii care dețin puterea? No matter what issue, no matter who they are. Oricine ar fi ei, oricare ar fi problema. They could be communists. Fie comuniști. They could be Nazis. Fie naziști. They could be Republicans. Fie republicani. In America, they could be Democrats. Fie democrați. They could be Seventh-day Adventists. Fie adventiști de ziua șaptea. Whoever has power. Oricine are puterea. You don't like people telling you what to do. Aceluia nu-i place ca oamenii să-i spună ce trebuie să facă. And you don't like being told you're wrong. Nu-i place să se spună că greșește. So this was like a this was like a thorn in the flesh. Era așa ca un fel de ghimpe în coastă, da. Okay? Willie White was a thorn in the flesh. Willie White era un ghimpe în coastă pentru frații aceștia. They hated. Urau acest lucru, nu le plăcea. So this story this is written by our church. Așa că această poveste este scrisă de către biserică. Now they of course when you read this. Bineînțeles, când citești asta. They of course try to put it in a positive light what's happened. Ei încearcă să pună într-o lumină pozitivă ceea ce s-a întâmplat. That is a good thing that the general conference took over the writings. Că este un lucru bun că conferința generală a început să preia scrierile, să aibă control asupra scrierilor. They give plenty of history. Dar au dat foarte multă istorie. To show you what was actually happening. Pentru a arăta că ce de fapt se întâmpla. And they include Ellen White's own will, what she wanted. Și au arătat că este exact deci au pus au făcut istoria în așa fel încât să arate că Ellen White voia să facă acest lucru, nu? Nu, și la sfârșit au pus testamentul ei ca să vedem și voința ei. La sfârșit au pus testamentul ca să vedem și voința ei. Now, it's a very interesting just to make a long story short. Ca să facem o poveste atât de lungă mai scurtă. Okay, by the late 1930s. Până la sfârșitul anilor 1930. Just before Willie White died. Înainte să moară Willie White. They made many agreements. Au făcut multe înțelegeri. And as soon as Willie White died, și imediat ce a murit Willie White, the White estate came under the control of the General Conference. Domeniul Ellen White a fost pus sub controlul conferinței generale. And you know what happened to the spirit prophecy? Și știi ce s-a întâmplat cu spiritul profetic? Something interesting happened. Ceva foarte interesant s-a întâmplat. Number one is a lot of things we no longer have access to. În primul rând că există multe lucruri la care noi nu mai avem acces. They're unpublished. Deci nu sunt publicate. Number two. În al doilea rând, you have a lot of blanks in there. Sunt foarte multe spații libere acolo în scrieri. Dear brother blank. Dragă frate spațiu. Dear brother A, B and C. Dragă frate A, B și C. If the people at blank do this or blank blank. Dacă oamenii spațiu ar face asta spațiu. Anyone ever seen this before? A mai văzut cineva așa ceva? You want to know why? Vrei să știi de ce? Because who is she writing to? Pentru că ea cui scria aceste lucruri? The leadership. Conducerii. You understand this? Înțelegeți? Okay, so it's a very interesting history right here. Foarte interesantă această istorie. All right, so we're going to go ahead and wrap up right here. Așa că vom încheia aici. So they had to confiscate her goods. Așa că a trebuit să ia bunurile ei. De ce? Because what were the books doing? Ce făceau cărțile? The books were speaking against their holy order. Cărțile vorbeau împotriva ordinii sfinte. Okay, it was rebuking all this papal stuff coming into our church. Și mustra toate aceste lucruri papale care intrau în biserica noastră. All right. And what's going to happen, friends? Ce se va întâmpla? What's going to end up happening? Ce se va întâmpla? Până la urmă. The Lord's going to purify His church. How? Deci Domnul a venit să-și ia biserica. Let's just close with a sentence. Să-și curățească biserica. Let's close with a sentence right here. Să încheiem cu un citat aici. Just read this. A new organization, and we'll end. What would happen if this new order? Ce se va întâmpla cu această ordine nouă? When we a new organization, the black. Da, o să citim de aici, de la ar fi înființată o organizație nouă. Ar fi scrise cărți despre o ordine nouă. Ar fi prezentat un sistem de filozofie intelectuală. Fondatorii acestui sistem ar merge în orașe și ar face o lucrare uimitoare. Desigur, sabatul ar fi desconsiderat, la fel cum ar fi desconsiderat și Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu ar fi îngăduit să stea în calea noii mișcări.
Conducătorii ar spune că virtutea este mai bună decât viciul, dar pentru că Dumnezeu va fi înlăturat, ei vor depinde de puterea omenească, iar aceasta, fără Dumnezeu, este lipsită de valoare. Temelia lor va fi zidită pe nisip, iar furtuna și vânturile vor spulbera clădirea lor. Wow. Foundation. Temelia will be built on the sand. Va fi construită pe nisip. And storm and tempest. Și furtuna și vânturile. What's that? Ce înseamnă furtuna și vânturile? That's the Sunday law. Este legea duminicală. Will sweep away the structure. Vor spulbera clădirea lor. So let's make sure that we're not building on sand. Să ne asigurăm că nu clădim pe nisip. Amen. Amin. Let's make sure that we're building on the rock of God's word. Să ne asigurăm că noi construim pe stânca cuvântului lui Dumnezeu. So that we won't be swept away. Astfel încât să nu fim luați de vânt și Shall we pray? Furtuna. Ne rugăm. Our Heavenly Father. Tatăl nostru care ești în ceruri. Thank you for our Bible study. Îți mulțumim pentru studiul nostru biblic. And I just ask and pray. Și te rog. That with all of this instruction. Cu toate aceste instrucțiuni. With all this divinely inspired counsel. Cu toate aceste sfaturi inspirate. With all of the warnings we've been given. Cu toate aceste avertismente care ni s-au dat. And as we see many of these things already being fulfilled. Să vedem că aceste lucruri multe din ele deja se împlinesc. I pray that as individuals. Te rugăm ca în mod individual oamenii. That each one of us. Fiecare dintre noi. Would make a decision to build on the rock. Să ia o decizie să construiască pe stâncă. Not on the sand. Nu pe nisip. But that we might have the rock of ages under our feet. Și să avem stânca veacurilor sub picioarele noastre. Jesus Christ. Pe Iisus Hristos. In the Bible. Pe Biblia. In the spirit of prophecy. Spiritul profetic. And I pray that you would help us get ready for this storm. Și te rugăm să ne ajut să ne pregătim pentru furtună. We don't want to be swept away. Nu vrem să fim luați de ape. So please help us to stand strong with thee. Așa că te rugăm, ajută-ne să stăm puternici cu tine. In Jesus' holy name we thank you and pray. Ne-am rugat și ți-am mulțumit în numele sfânt al lui Iisus. Amen. Amin. Amen.